15 grade arată termometrele în acest moment în capitală, dar este o dimineață răcoroasă în aproape toată țara. Ei bine, spune, la ce să ne așteptăm astăzi din partea vremii? Bun găsit, Evi! Bună dimineața! Ne așteaptă un weekend fierbinte. Chiar de mâine vom avea din nou parte de temperaturi caniculare. În zona Olteniei se vor înregistra 35 de grade. Duminică, vremea foarte, foarte călduroasă va cuprinde sud-vestul țării, dar și regiunile vestice. Acolo se vor înregistra chiar și peste 35 de grade. Vreme mai călduroasă avem astăzi și în zona Munteniei și ne bucurăm de un cer senin. Vântul va sufla slab, cel mult până la moderat, iar mercurul în termometre va ajunge până la 31 de grade în Giurgiu, 30 de grade vor fi la amiază în Călăraș. Vreme tot mai caldă și în zona Olteniei și aici cerul este astăzi senin. La fel, vorbim și de un vânt care va sufla cel mult până la moderat. Valori maxime de până la 33 de grade în Drobeta, Turnul Severin, 30 de grade vor fi în Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, dar și în Slatina. Vreme tot mai plăcută în zona Banatului și aici soare din plin astăzi și valori maxime de până la 32 de grade în Timișoara, 30 de grade vor fi la amiază în Lugoj și în Reșița. Vreme foarte frumoasă și în zona Crișanei, este posibil ca vântul să mai aibă câteva intensificări aici, dar intensificările vor fi de scurtă durată. Vreme caldă, după cum spuneam și aici, valori maxime de până la 32 de grade. Și în zona Maramureșului se încălzește, doar că aici cerul va fi variabil. Este posibil ca izolat să mai fie semnalate câteva ploi, dar foarte slabe. 30 de grade vor fi la amiază în Satu Mare, 29 de grade vor fi în Sighetul Marmației. Vreme tot mai caldă și în zona Transilvaniei și aici vor mai fi câțiva nori pe cer, în special în partea de nord-est a regiunii, dar rămâne și aici vreme caldă pe tot parcursul zilei, chiar dacă acum dimineața este ceva mai răcoare. Vorbim de maxime de 30 de grade din nou în Alba Iulia, dar și în Deva, 24 de grade vor fi la amiază în Miercurea Ciuc. Se anunță o zi frumoasă și în zona Moldovei, dar și tot mai călduroasă și aici temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, atât în nordul regiunii cât și în partea sudică. Vor mai fi ceva norări, dar de scurtă durată în partea nordică. Și în zona Dobrogei se anunță o zi frumoasă și cu temperaturi destul de plăcute. În zona litoralului, mercurul în termometre va ajunge până la 25, chiar 26 de grade, în timp ce în Cernavodă se vor înregistra 29 de grade. Și în capitală ne așteaptă o zi cu soare din plin și vreme tot mai caldă. Astăzi se anunță o temperatură maximă de 29, posibil 30 de grade, cu siguranță însă va fi din ce în ce mai cald. Pentru mâine sunt prognozate 31 de grade și un cer senin. Ca duminică, temperatura se apropie de pragul caniculei, 34 de grade vor fi la amiază în capitală duminică. Luni avem și noi parte de vreme caniculară, o valoare maximă de 35 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă!